veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului. Prin bunăvoința și îngăduința Domnului continuăm cu o altă faptă a firii pământești. De credință. Avea credință nu presupune neapărat să credem orice. Ba dimpotrivă, Domnul ne avertiza chiar în ce privește propria sa persoană și lucrurile spirituale, în Matei, capitolul 24, versetul 23, atunci, și ne putem spune acum, dacă vi se va spune, iată Hristosul este aici sau este acolo, să nu-i credeți. Și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, versetul 13, și așa, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe lucruri de felul acesta. Spunea profetul Ieremia, în capitolul 17:5 Ieremia, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Și versetul 7, dar binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcine spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secete, nu se teme și nu încetea să aducă roată. Deci credința nu înseamnă să credem orice ce, chiar în domeniul religios sau chiar în orice aspect ale vieții, să nu credem orice ce datină, orice ce vorba oamenilor, ci a crede numai ceea ce spune Dumnezeu. Domnul Iisus, Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, doar El poate cu adevărat să cerceteze cine are credință și El chiar anticipat poate să știe dacă cineva are sau va avea credință sau nu. 6:64. Dar sunt unii dintre voi, spunea Iisus, care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Domnul știe de la început, dar El totuși ar vrea, ne spune Ioan 3:16, și dorește ca niciunul să nu moară, ci oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul să ne umplă de credință și să spulbere orice necredință care este în ființa noastră. În prezentarea necredinței care o vom face prima parte, apoi în motive și posibilități prin care putem să eliminăm necredința și apoi exemplele în final, haideți mai întâi în această prezentare să vedem ce de fapt este această necredință. Am putea spune că este o stare a inimii de neacceptare a cuvântului lui Dumnezeu, în a nu crede ceea ce este scris. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 53, versetul 1, unde referitor la viața și lucrarea Domnului Iisus pe pământ este scris: cine a crezut în ceea ce li se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Despre lucrarea Domnului a fost scris în Scripturi. Despre lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost scris în Scripturi. Despre rostul vieții noastre pe pământ este scris. Noi putem să intrăm în posesia unor informații demne de crezare pe baza Scripturilor. Dar amintiți-vă, Domnul adeseori i-a mustrat pe cei care n-au crezut în El, măcar că au văzut semne și minuni. I-a mustrat pe ucenici pentru că n-au crezut în cele ce El le-a spus și în cele scrise, că Hristos trebuia să pătimească, să suferă și să învieze a treia zi. De asemenea, notăm 1 Ioan 5:10, unde apostolul iubirii spunea căci a nu crede înseamnă să-L facem pe Dumnezeu mincinos. Deci noi când nu credem cuvântul Său, s-o putem că este o aberație, o minciună. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede în Dumnezeu, îl face mincinos. Fiindcă nu crede mărturisirea care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Deci este o stare a inimii, de necredință. Apoi, mai este și o stare a minții. Ne spune Pavel în 2 Corinteni 4:4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Fie că această necredință se manifestă la nivelul minții și diavolul ne șoptește în gândurile noastre, nu este chiar așa după cum este scris. Fie că se manifestă în inimă și chiar dacă din gură mărturisim că-și credem, dar lăuntru nostru vrea să ne spună altceva, toate acestea sunt forme sub care Satan se prezintă la noi sub această formă a necredinței. Dar uneori necredința este chiar un act fățiș când știi care este adevărul și te împotrivești.
Citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, unde Domnul Iisus îi întreabă despre botezul lui Ioan, pe cei care au venit la el cu o întrebare, Marcu 11 cu 31. Ei însă vorbeau astfel între ei: dacă răspundem că-și botezul vine din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Ei știau de unde vine, dar intenționat nu vroiau să creadă. Fățiși vroiau să rămână în necredință. Și o altă stare de necredință ar putea să fie și este mult mai subtilă și se manifestă foarte vast acum. Oamenii cred, în mintea lor realizează că este așa, nefiind perioadă de prigoană, nu se dezic fățiși de credință, dar prin faptele lor tăgăduiesc credința. Tot necredință este și o stare de trăire, nu prin credință, nu după cele scrise. Apostolul Pavel scria în Galateni, capitolul 2, versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și profetul Habacuc spunea în capitolul 2, versetul 4, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Când nu trăim după ceea ce am citit din Biblie, după ceea ce ni se predică, după ceea ce știm că este așa, aceasta este tot o formă de necredință. Avem o credință, poate a minții, dar nu o credință a inimii. O credință, adevărata credință, spune Iacov, credința trebuie dovedită prin fapte. Este o credință moartă sau o credință zadarnică, care este fața lui Dumnezeu, este notată tot ca și necredință. Să vedem în ce forme, sub ce manifestări apare această necredință. În primul rând, în relația noastră cu Dumnezeu. Citim în Psalmul 119, versetul 158, unde stă scris: văd cu scârbă pe cei necredincioși care nu păzesc cuvântul tău. Cei necredincioși în relația lor cu Dumnezeu sunt acei care nu păzesc cuvântul Domnului. Ezra îi privea cu scârbă, cu dispreț. Și amintiți-vă cazul lui Saul, când el s-a laudat și a spus, am păzit cuvântul Domnului, dar Dumnezeu era trist și a fost apoi și Samuel supărat că de fapt nu păzise cuvântul Domnului, ci se manifestase ca unul care nu credea exact ceea ce i-a spus Dumnezeu. Adăugăm Ioan capitolul 5, versetul 44, în continuare, căci el însuși, adică Domnul Iisus, spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Și apoi le spune el în final, versetul 48, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Această necredință a lor se manifesta în mod vizibil. Domnul, pe lângă cuvântul care îl mărturisea, avea și semne și minuni pe care le făcea. Și uneori, cu toate aceste semne și minuni, ei tot nu credeau. Rețineți, uneori, pe pagina Scripturii aflăm că Dumnezeu, pe lângă cuvântul său, a însoțit Evanghelia cu semne și minuni ca oamenii să creadă și să nu rămână necredincioși. Dar unii trist că au rămas în această stare negativă. Și mai putea să mă adăugăm tot din Ioan, capitolul 12, versetul 37, unde este scris: măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Deci, în primul rând, necredința este și se manifestă la nivelul relației dintre om și Dumnezeu. Apoi, o formă tot de necredință față de cuvântul Domnului, dar foarte întâlnită printre noi, este necredința la nivelul familiei. Deschidem la cartea profetului Maleahi, capitolul 2, este deopotrivă necredință față de cuvântul Domnului și față de partenerul de viață. De la versetul 10. N-avem toți un singur Dumnezeu? Pentru ce suntem dar așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios, fiindcă a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Apoi, versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, ce Domnul Dumnezeului Israel și pe cel ce își acopere haina cu sălnicie. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Când omul nu respectă cuvântul Domnului la nivelul familiei, când nu este credincios unul altuia, este tot o stare și un aspect al necredinței care a lăsat-o diavolul în urma păcatului printre oameni. Apoi se manifestă necredință la nivelul slujbei. Știți,
sondaje care s-au făcut în mod special în Occident și s-ar putea face și în România, oameni care fac slujbă, dar ei nu mai cred ceea ce sună în cuvintele lor, fie că sunt cuvinte de predică, fie că sunt cuvinte de cântare. Asta este doar o slujbă formală, dar ei nu cred ceea ce spun. Și citim încă din Vechiul Testament un cuvânt în Ieremia 2:17: nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul care te îndrepta pe calea cea bună. Și acum ce ca o să te duci în Egipt să bei apa Nilului, ce ca o să te duci în Asiria să bei din apa Râului? Tu singur te pedepsești. Cu răutatea ta tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Această necredincioșie. Și vei ști și vei vedea ce rău și ce amare să părăsești pe Domnul și să n-ai nicio frică de mine. Oameni care continuau să facă o slujbă. Și ne spune Domnul în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, versetul 46, despre oameni care sunt într-o slujbă oarecare, dar ei de fapt nu cred. Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Fiecare are un lucru încredințat din mâna Domnului. Vei fi credincios, vei crede ceea ce Domnul spune în felul în care să-ți desfășori slujba, viața și activitatea, sau vei fi un om necredincios în slujba ta. Acești oameni, Biblia spune că sunt fățarnici. Ei declară că își cred într-un fel anume, dar trăiesc într-un alt fel. Au o formă de evlavie, cum spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, dar tăgăduiesc puterea prin faptele lor, prin ceea ce fac ei, de fapt. Hai să vedem acum care sunt efectele necredinței. Ce provoacă această stare de necredință în inimă, în mintea și în viața de trăire a oamenilor? În primul rând, provoacă diferite stări de păcate. Omul, dacă nu crede, a deschis poarta pentru foarte multe păcate. Amintim, Osea, capitolul 4, versetul 12, poporul meu își întreabă lemnul, era vorba de idolatria de atunci, și toiagul lui prorocește, căci duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Și apoi continuă versetele următoare, lucruri murdare, care pleacă de aici de la a fi necredincioși, atât idolatria, cât și alte păcate. Apoi, tot Osea, 5:2, necredincioșii se afundă în nelegiuire. Deci cu cât un om este mai necredincios, cu atât va intra în păcate tot mai mult. Dar spune versetul, partea a doua, dar voi avea eu pedepse pentru toți. Un alt verset, Isaia 59:13, am fost vinovați și necredincioși față de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru. Alt teren de manifestare a păcatelor prin prezența necredinței. Am vorbit cu apăsare și răzvrătire. Oamenii care nu cred vorbesc ca atare. Am cugetat și am vorbit cuvinte mincinoase. Oamenii care nu cred în mintea lor, este un ateism mai adânc. Oamenii aceștia vorbesc după ceea ce cred. Este important ce credem, pentru că omul va gândi, va vorbi și va acționa în funcție de ceea ce crede. Un alt verset, Faptele Apostolului, capitolul 17:5. Oamenii care nu cred, dar iudeii care nu crezuseră de pismă, deci de la necredință s-a născut pisma, au luat cu ei niște oameni fără căpătit din înălțime, au făcut gloată, au întărătat cetatea și s-au năpustit. Și în final, tot din asemenea situații de necredință, în urmă, în capitolul 14, au împroșcat pe Pavel cu pietre. Oamenii de la necredință pot să nască orice fel de păcate, până chiar crimă. Apoi, un alt efect al necredinței este că necrezând adevărul, vom ajunge să credem o minciună. Omul este făcut să creadă ceva și nu poți să optezi pentru o a treia cale. Ori vei crede adevărul, ori vei crede minciuna. Altceva în univers nu există. Biblia ne spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10, arătarea satanei cu toate amăjirile nelejuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, rețineți, pentru că n-au primit dragostea adevărului, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. De ce vor ajunge oamenii în final să creadă minciuna diavolului? Pentru că nu au crezut adevărul lui Dumnezeu. Un alt verset care ne dovedește același lucru este 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă oamenii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhurile înșelătoare din învățăturile dracilor. Nu poți să fii
necredincios, să te alipiești de diavolul până când mai întâi nu te-ai dezis de credința ta, până când nu te-ai lepădat. Și apoi te rătăcești. Și spune totul în 1 Timotei, capitolul 6, întoarcem o pagină, versetul 10, căci iubirea de bani, deci păcatele care se nasc din starea de necredință, nu crezi că Domnul îngrijește de tine, că trebuie să vii la casa Domnului, că trebuie să slujești. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Și versetul 21, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Oamenii pot să cadă în această stare, să părăsească credința, să se rătăcească, dacă nu rămân statornici și fideli lui Dumnezeu și adevărurilor sale. Apoi, un alt efect și mai dezastros decât toate, este că în final va veni nimicirea. Dar diavolul te face să nu crezi. Diavolul care mai întâi pune necredință să nu crezi cuvântul, îi face pe oamenii să nu creadă că există o moarte, că există o înviere, că există o judecată. Dar aceasta nu înseamnă că necredincioșia noastră va nimici credincioșia lui Dumnezeu. La fel a fost și Israelul, deschidem la Cartea Plângerilor, n-au crezut în Dumnezeu, n-au crezut în adevărurile sale, dar nu au crezut că o să vină pedeapsa peste ei. Ei spuneau templul Domnului, ei spuneau nu se poate Dumnezeu să-și părăsească cetatea lui. Și citim în Plângeri 4:12, nici împărații pământului n-ar fi crezut și nici unul din locuitorii lumii n-ar fi crezut că potrivnicul care îl împresura are să intre pe porțile Ierusalimului. Dar spune versetul următor, iată roada păcatelor, prorocilor și a nelegiuirii preoților săi, care au vărsat în mijlocul lor sânge neprihănit, rătăceau ca orbi pe ulițe. Prin lepădarea de credință oamenii rătăcesc și vine pedeapsa. Și nimicirea este un ultim efect al necredinței. Haideți să vedem acum care ar fi posibilitățile, ce șanse am avea, ce căi ar fi să ieșim din această stare de necredință. Care poate să fie la nivelul minții, la nivelul inimii sau în trăire. Și putem chiar în slujbă să funcționăm cu necredință, în familie să fim necredincioși, în relația noastră cu Domnul. În primul rând, din viața personală, ca să eliminăm necredința, ar trebui să nu stăruim în ea. Citim în Roman, capitolul 11, versetul 20. Adevărat au fost tăiate unii din pricina necredinței lor, ci tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, ci teme-te. Și întoarcem pagina, versetul 23. Și chiar ei, cei care sunt tăiați, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Deci ești necredincios într-un anumit domeniu. Nu stărui în necredința ta, ci când auzi cuvântul, când vezi o minune, o lucrare a Domnului, nu mai rămâne necredincios. Cum mi-a spus Domnul lui Toma, până acum n-ai crezut, dar de acum fii credincios, nu stărui în această stare de necredință. Apoi, putem să ne rugăm în Psalmul 119, versetul 29, omul Dumnezeu se ruga să nu rămână în această stare de necredincioșie. 119:29. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ca să urmez legea ta. Rugăciunea joacă un rol important și de asemenea în Marcu, capitolul 9, versetul 24, găsim scris, îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, ajută necredinței mele. Sau cum se rugau apostoli în Luca 17, Doamne, mărește-ne credința. Simți că ai momente de îndoială, rogă-te Domnului, nu mai stărui în necredința ta. Apoi, când auzim cuvântul, citim în Roman capitolul 1, căci credința vine prin auzirea cuvântului, să încercăm să devenim ascultători. Prin ascultare eliminăm necredința. Spune aici, în Roman capitolul 1, versetul 5, prin care am primit harul, spune Pavel despre el, și apostolia, ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și își încheie el la fel de frumos epistola Romanilor, în capitolul 16, versetul 26, dar care a fost arătat acum prin scrie prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Ai fost de credincios până acum? Când ți se propădește cuvântul, ascultă-l. Adică pășește în acțiune, în faptă. Și atunci necredința va fi spulberată. Avem în Biblie acei eroi ai credinței, cu atâtea exemple atât de frumoase. Un Abel, care a crezut pe Dumnezeu. Un Noe și toți ceilalți, care au pășit și spune acolo în mod special, amintim doar cazul lui Avram, Evrei capitolul 11, versetul 8, prin credință
Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenire, a ascultat. Avram, dacă ar fi stat pe loc, ar fi căzut în neascultare, dar el a nădăjduit împotriva oricărei nădejde și a acționat cum i-a spus Dumnezeu. Când simțim momente de îndoială în viața noastră, nu trebuie să le dăm ascultare, ci dimpotrivă, să acționăm prin credință, chiar dacă nu vedem nimic. Adam n-a știut că sus pe munte este un berbeci. Și câte și câte acțiuni ale credinței au fost, ei fără să știe, dar au ascultat de Dumnezeu și prin ascultare credința este statornicită și necredința este dată la o parte. Apoi, din colectivitate, din biserică, din familie, din societate, avem și aici un rol în a ajuta să fie înlăturată necredința. În primul rând, prin propovăduirea cuvântului, spunând ceea ce este scris. În cuvânt este o putere. Și spune Pavel în Roman, capitolul 10, versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Mă spune versetele mai sus, cum vor crede dacă nu vor fi propovăduitori? Vreți ca oamenii să nu mai fie necredincioși? Spuneți-le mereu cuvântul Domnului. Propovăduiți acest cuvânt al adevărului. Dumnezeu însoțește cuvântul de o putere, astfel încât oamenii să creadă. Apoi, putem să rugăm pe Domnul să facă diferite semne și minuni. Și chiar putem să fim la dispoziția Domnului, că El să lucreze prin noi. Și oamenii care nu cred numai prin cuvânt, pot fi aduși la credință prin aceste semne. Amintim? În Ioan, capitolul 10, versetul 38, Domnul Iisus spunea, dar dacă le fac despre anumite semne, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Când a trimis Domnul pe Moise în Egipt, citim în Exod, capitolul 4, Moise a bănuit el că oamenii nu vor crede și spune în versetul 1, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul, n-au să mă creadă. Adică numai pe cuvânt. Atunci nu aveau un cuvânt scris, era un cuvânt transmis pe cale orală. Și atunci îi spune Dumnezeu în versetul 8 și 9 din Exod 4. Dacă nu te vor crede și nu vor asculta de glasul celui dintr-un semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici de aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, atunci să faci un al treilea semn. Sunt aceste numere în Scriptură. Dumnezeu face de două ori sau de trei ori, ca să înștiințeze pe om, să-l abată, să-l trezească. Deci până la trei semne, a spus Dumnezeu lui Moise, să se ducă cu poporul ca să provoace credință în ei, ei să creadă. Dar să știți, Dumnezeu nu merge la infinit cu aceste semne. De multe ori noi am considerat, Doamne, dacă știu ce minuni, ce meteoriți ar cădea pe pământ și dacă câți oameni bolnavi s-ar vindeca, oamenii ar crede. Să știți, Dumnezeu are o gradație a Lui pe care El o cunoaște. I-a spus bogatul, din pilda din Luca 16 lui Avram, în capitolul 16, 30. Nu, părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. El așa credea că dacă cineva va învia, se vor pocăi. Și spune Avram, dacă nu ascultă pe Moise, deci mai întâi cuvântul care e scris și pe proroci, sau am putea spune lucrările care apar, nu ascultă sau nu vor crede, nici chiar dacă învia cineva din morți. Deci noi să propovăduim cuvântul, să rugăm pe Domnul să ne însoțească și cu semne și minuni, dar Domnul nu va face aceasta la infinit, ci numai cu o anumită măsură. Domnul chiar a dat niște exemple în niște cetăți, Horazine, Betsaida, Capernaum, a făcut semne și minuni mai frecvent decât în alte cetăți. Și a spus în final, vai de voi, pentru că cu toate aceste semne nu s-au pocăit. Apoi, în final, din univers, Dumnezeu va scoate necredința și pe cei necredincioși, nimicindu-i, spune Biblia în epistola lui Iuda, cum a făcut Dumnezeu pentru Israel. Și Pavel spune în Roman 2 că ce a venit întâi peste iudeu, apoi vine și peste grec. Iuda 1 cu 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă, a nimicit pe cei ce n-au crezut. După ce ne va izbăvi Domnul pe noi ca și biserică și ne va duce sus în ceruri, va nimici pe cei ce nu cred. Și spunea Domnul avertizându-i în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 24, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre dacă nu credeți. Dumnezeu, când nu mai are altă șansă, când nici prin cuvânt, nici prin semne oamenii nu cred și rămân necredincioși, în final va aduce moartea și nimicirea. Și le va scoate această moștenire
Adăugăm doar Evrei, capitolul 3, versetul 19, unde este scris de asemenea despre Israel și pilda lor de neascultare. Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Nu va fi la fel și acum în final? Oamenii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu din pricina necredinței lor. Și Apocalipsa ne spune, 21:8, afară sunt printre alții necredincioși. Dar nu, să nu credeți dumneavoastră doar oameni care nu cred că și Hristos a înviat, ci oameni care nu cred tot ce este scris în cuvânt. Pentru partea care nu crezi, este ca și cum ai avea un examen, să spunem, un copil la școală și el crede că o lecție nu vine la examen, respectiva lecție nu va învăța. Și dacă îi vine respectiva lecție, va cădea la examen. Dacă știu eu, crezi, când vine un control, în cutare loc nu va căuta. Și acolo nu faci curățenie sau nu-ți pui lucrurile să scoși ceea ce nu este în ordine. Și te va prinde. Credeți că Dumnezeu nu ne cunoaște El întru totul în profunzime? Va înșela cineva pe Dumnezeu? Nu se poate. Ce seamănă omul, aceea va secera. Haideți să analizăm acum exemple biblice. Mai întâi, exemple de necredință. Citim în Geneza, capitolul 19, versetul 14. Oamenii din vremea lui Noe și din vremea lui Lot n-au crezut. Sculați-vă, să ieșiți din mijlocul acesta, că și Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Sau altfel spus, nu credeau. A lua în glumă, a privi cu ușurătate, este o necredință care te costă. Alt exemplu, cele 10 iscoade s-au dus în țara Canaanului să iscodească țara, număr 14, s-au întors cu acele roduri bogate, dar este scris în versetul 11, și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor? Ei au văzut când Dumnezeu a despicat Marea Roșie, plăgile din Egipt și alte minuni din pustie și n-au crezut că Domnul poate să le dea țara Canaanului. S-au îndoit, au cârtit, n-au crezut. Au murit pe loc și au atras pierzarea a 600.000 de oameni, se spunea înainte, care le-a urmat pilda lor de necredință. Un alt exemplu, tot Israelul mai târziu nu s-a lecuit și a călzut din nou necredință, 2 Împărați, capitolul 17, și a ajuns în robia asiriană și toate au pornit de la necredință. 2 Împărați 17, cu versetele 14 la 16. 408 pagina, urmăriți aceste versete, sunt foarte importante. Dar ei n-au ascultat. Când crezi, asculți. N-au ascultat și au țepenit grumazul, ca și părinții lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor, au zis cum se manifestă necredința. N-au vrut să știe de legile lui. Sau cum spune în 2 Petru, în adins se facă că nu știu. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care l-a făcut cu părinții lor și de înștiințările, de semnele suplimentare pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic, pentru că oamenii care nu cred adevărul cred nimicuri, cred minciuni și fleacuri și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile în mijloc care trăiau, măcar că Domnul le porunci să nu se ia după ele, au părăsit toate poruncile Domnului și au făcut viței turnați, au făcut idol, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerului și au slujit lui Baal, au trecut fiii prin foc și toate celelalte păcate la rând. Necredința i-a adus în această stare atât de stricată și de pierdută și i-a atras pedeapsa divină peste ei. La fel în Noul Testament, fariseii n-au crezut în Domnul. N-aveau ei motive să creadă, nu era legea în mâna lor, în mod voit au refuzat să creadă. Și citim în Ioan 7:48 și parcă se încurajau unii pe alții și spuneau aici, farisei au răspuns, doar n-ați fi fost duși voi în rătăcire, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Ei se lăudau cu această necredință a lor, dar totuși mai târziu au fost unii care au făcut excepție. Și citim în Faptele Apostolului, capitolul 6, versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu, că prin acesta vine credința, se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți venea la credință. Deci părăseau starea lor de necredință și veneau la credință.
Dar ei, pentru ei era ca și în vremea noastră. Pentru oamenii mari acestei lumi, așa zici mari, că sunt mari și ei 5 minute și apoi cad până în jos, în prăpăd, în fund. Pentru ei este o laudă să nu creadă. A văzut cineva, a fost cineva, dar în schimb, cred câte toate minciuni. Și vor crede în final mari năzbâtii, nimicuri, minciuna diavolului, pentru că nu cred adevărul lui Dumnezeu. De asemenea, nici cei din Nazaret, ne spune Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 58, că nu credeau în Domnul. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Au avut pe Domnul în cetatea lor, dar n-au crezut în El. Oameni care n-au crezut și au fost pedepsiți. Acum o altă categorie de oameni care n-au crezut la început, dar au devenit credincioși. Și printre aceștia am fost și noi la rândul nostru. Și dacă mai persistă anumite stări de necredință în viața noastră, putem să le urmăm exemplu. Mai întâi, Iacov, Geneza 45. El a crezut, potrivit spuselor copiilor săi, că și Iosif este mort. Au venit în Geneza 45, versetul 26, și i-au spus următoarele. Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Spune Biblia 1 Tesalonicenii, capitolul 4, să nu fiți ca ceilalți care n-au nădejde, pentru că nu cred. Iacov nu i-a crezut. Avea motive să nu-i creadă, că până atunci tot ei spuseseră altfel. Dar, versetul 27, când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif, rețineți, fraților, când spuneți cuiva un cuvânt și nu-l crede, istorisiți-i tot. Spuneți-i și alte părți din Scriptură. Și spunându-i mai mult, s-ar putea să creadă. Nu crede nici așa, atunci mai faceți ceva. Și când a văzut carele pe care le trimisese, deci sunt semnele și minunile care însoțesc cuvântul, spune Biblia aici, Iacov s-a înviorat și a zis, destul, fiul meu Iosif, tot mai trăiește. A crezut. N-a crezut la o simplă vorbă, doar spunându-i tot, doar când a văzut carele, toate acestea care le avem în dispoziția noastră, le putem arăta oamenilor, ca ei să creadă și să se desprindă din cursa diavolului, din această stare de necredință. Un alt exemplu, Moise a avut o clipă de necredință în viața lui, numer 20 cu 12. A plătit-o, bineînțeles că n-a rămas în această stare de necredință, numai că Domnul i-a spus, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. În fața poporului, în fața oamenilor de afară, în fața copiilor în familie, nu cumva să te scap cu o vorbă de necredință. Că ei vor spune, dacă tu care ești în frunte nu crezi, ce să mai spunem noi? Dacă tu te îndoiești, înseamnă că noi suntem temeinici în credința să ne îndoim de aceasta. Chiar dacă vreo stare de necredință vine să te tulbure, aleargă pe genunchi. Nu știu ce a avut exact Avram în mintea lui când a plecat cu Isaac pe drum. Dar eu cred că dacă a avut vreun gând, nu știu, s-ar putea noi să fim astfel de Avram. Nu îi spune acesta lui Isaac. Tu pe Isaac îmbărbătează-l și îi spune, crede, fii tare, ca să nu ne pedepsească Dumnezeu pentru că am dat tonul la necredință în masa de oameni pe care o conducem sau o reprezentăm. Alt exemplu, împărăteasa din Seba, 1 Împărați, capitolul 10. Ea a auzit câte ceva, dar nu credea că e chiar așa. Dacă nu credeți, veniți la casa Domnului, duceți, studiați cuvântul, lucrările Domnului. 1 Împărați 10:7. Spune ea, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Toma n-a crezut, dar a venit, a văzut cu ochii și a pus mâna. Nu crezi anumite lucruri, încearcă să te convingi, să te apropii de Dumnezeu. Chiar dacă e o distanță, chiar dacă presupune o jertfă, un sacrificiu, o luptă. Pipă-i, spune Ioan, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am văzut. Și apoi pe ceea ce suntem încredințați, aceea ținem cu fermitate. Un alt exemplu, frații Domnului Iisus, citim în Ioan capitolul 7, versetul 5, că până la o vreme nici ei n-au crezut în El. Căci nici frații lui nu credeau în El.
Dar apoi, dacă întoarcem paginile, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, găsim în odaia de sus, spune versetul 14, 1 cu 14 fapte, toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui, Iisus și cu frații lui. N-au crezut, dar au ajuns să creadă. Când aveți frați și surori care nu cred, sau alți membri ai familiei care nu cred, Dumnezeu, dacă nu stă în necredință, poate să le dea credință. Cred că Domnul Iisus le-a spus din cuvânt, au văzut puținele semne din Nazaret și toate acestea, în final, trăirea Domnului, au atârnat în cumpănă suficient ca să-i aducă la credință. Nici ucenicii Domnului n-au scăpat de aceste momente de necredință. Domnul i-a și mustrat, citim în Marcu 16, cu versetul 14, în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința lor și împietrirea inimii, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. N-au crezut ce le spusese Domnul dinainte, n-au crezut femeile și probabil pe Petru, și aceasta le-a dus mustrarea Domnului, dar ei în final măcar au crezut. Și am putea să notăm aici exemplul lui Toma din Ioan 20:27. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci a ajuns în final să creadă dacă a verificat, a analizat și a văzut cum stau lucrurile. Un alt exemplu foarte în extremis este cel al apostolului Pavel, despre care citim în 1 Timotei ceea ce el însuși spune, în 1:13, măcar că înainte eram un hulitor, prigonitor, batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. În neștiința și necredința lui, Pavel a avut aceste trei mari cape de acuzare, hulitor, prigonitor, batjocoritor. Să nu vă mirați de oameni care nu cred și hulesc credința, ei nu cred. Dar, dacă nu fac aceasta cu voia, din neștiință, spune Pavel, nu în mod intenționat, pot fi recuperați. Doar când cu voia hulești și spui cu Belzebub, atunci este acea hulă, acel păcat de neiertat. Când știi, când vezi și nu vrei să vezi, acel păcat cu voia care nu poate fi iertat, acea necredință. Dar când nu știi, oamenii care nu cunosc, neștiință și necredință, ei pot fi luminați. Și din niște oameni necredincioși pot să ajungă niște oameni care prin credință să învie chiar și morți, cum a fost Pavel. Și a propovăduit această înviere a morților și când a propovăduit în fapte, a spus ce vi se pare greu că Dumnezeu înviază morții, nu puteți crede? Acesta de fapt este un punct foarte nevralgic al credinței. Crezi în învierea morților? Oamenii mai cred într-o minune, dar în învierea morților aici este... Dacă și aceasta o crezi, înseamnă că își crezi totul. Haideți să încheiem în final, amintind că lumea aceasta se împarte între credincioși și necredincioși. Și Pavel frecvent face această precizare. Citim, de exemplu, 1 Corinteni 10:27, dacă vă poftește un necredincios la masă, sau 2 Corinteni 6:15, că și ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Credincioși și necredincioși. Și în final vor rămâne la fel. Ne spune Apocalips 21:8, cât despre fricoși, necredincioși, partea lor este afară, am putea să spunem. Și spune aici cuvântul. Înăuntru vor fi cei care cred, afară cei care nu cred. Prin poziția care o ai față de cuvânt. Pentru că aici se rezumă în final toată credința. A crede nu înseamnă a te duce după o imaginație, după spusele unor oameni, ci a crede înseamnă a lua drept, a împlini, a asculta întreg cuvântul Evangheliei. Partea care nu crezi este cea care nu asculți și pentru care îl faci irresponsabil, îl desconsideri, îl faci mincinos pe Dumnezeu. Dar dacă credem, atunci cu adevărat vom împlini și vom rămâne în casa Domnului. Dacă nu vom crede, acesta este cel mai greu lucru
Și deschideți, vă rog, la Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Să știți că în final oamenii nu vor fi pedepsiți și nu vor ajunge în iad pentru că au săvârșit păcate cum ar fi curvie, hoție, furt, nici chiar crimă. Nu pentru aceasta vor ajunge oamenii în iad. Ne spune aici Ioan 3:18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Biblia ne spune, Romani 1:18, că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva păcatului. Dar prin Hristos, mânia deasupra celor păcătoși, ne spune Pavel 1 Timotei, capitolul 4, Dumnezeu este mântuitor tuturor oamenilor, mânia este ridicată de peste păcătoși și rămâne a doua oară așezată, o moarte a doua, numai peste cei care nu cred. Dar cât pentru cei care cred, spunea Domnul Ioan 20:27, Toma, tu ai văzut și ai crezut, dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă ar fi Domnul și ar lua vreun verset oarecare din Biblie și vi l-ar citi, să fie Domnul așa îmbrăcat într-o haină de slavă, cum l-am văzut Ioan în Apocalipsa capitolul 1, l-ați crede? Eu mă gândesc că l-am crede. Eventual am mai încerc o probă, ca și Toma, Doamne, lasă-ne să pipăim, să vedem dacă nu-i o nălucă și dacă e așa, să știi că te credem. Dar dacă îl citim singur din Biblie, nu tot așa de bine ar trebui să-l credem. Atunci ar putea să-l punem la îndoială, să-l mai interpretăm, să-l mai sucim. Rețineți, diavolul va rătăci lumea fără scripturi. Cu scripturi vă rătăciți, spunea Domnul, că nu cunoașteți nici cuvântul, nici puterea. Nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Domnul a lăsat cuvântul, l-a însoțit de semne și minuni care trebuie să se completeze cu cuvântul și dacă nici cu aceste două nu vom crede, vom rămâne afară. Și vom crede, nu uitați, minciuna diavolului în final. De aceea, nu fiți necredincioși nici în mintea voastră, în familie, în relația cu Domnul, nici în slujbă, ci să apelăm la acele metode de a nu stărui în necredință, de a pune în aplicare cuvântul, de a ne ruga, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și Domnul să o facă. Să nu fim necredincioși și să fie spulberat Duhul de necredință, care aduce toate păcatele după el și care în final le desparte Dumnezeu, acea inimă rea și necredincioasă, care ne poate desparte de Domnul, acea minte necredincioasă pe care orbește Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vedem străluci în lumina Evangheliei. Când citește un om cu mintea necredincioasă în Biblie, el nu poate să creadă. Dar când se întoarce la Domnul, când încearcă să aplice, atunci știți cum cade necredința de pe noi? Ca și lepra de pe Naaman când intrăm în apă. El n-a crezut. Sunt sigur că n-a crezut că poate fi vindecat intrând în apă. Dar știți ce a făcut? A ascultat în final. Și a intrat în apă și a ieșit afară și a fost curat. Chiar dacă nu vă vine a crede, acționați potrivit cu ceea ce este scris. Și aceasta este credința. Când o mărturisim, când gândim potrivit cu ceea ce e scris, când trăim. Și Domnul să ne ajute toate acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.